Direcția de Sănătate Publică a început azi o anchetă după ce zilele trecute o femeie internată în spital pe o secție tampon în așteptarea testului COVID a sunat la 112, reclamând că nu o ajută nimeni să meargă la toaletă. Femeia avea fractură de șold, spun cadrele medicale. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au dispus o anchetă în acest caz. Direcția de Sănătate Publică Botoșan s-a autosesizat pentru faptul că o pacientă internată în zona tampon a unei secții din Spitalul Județean Mavromati a sunat la 112 solicitând prezența unui cadru medical în salon. Acum dimineață, echipa din Direcția de Sănătate Publică Botoșan s-a deplasat la Spitalul Județean pentru a lua declarații și cursurile de astăzi vom stabili exact care a fost situația. Detaliile n-au fost încă stabilite de reprezentanții DSP. Situația s-ar putea pune și pe seama numărului mic de angajați de pe secțiile spitalului. Conform normelor, spitalul ar trebui să aibă un asistent medical și o infirmieră la fiecare aproximativ 20 de paturi. De-a lungul timpului au mai fost asemenea telefoane la 112 a pacienților, fie că erau în tele de primire urgențe, fie că erau internați. Ulterior s-a stabilit care au fost într-adevăr problemele care au dus la acest apel. În ceea ce privește pacienta de care vorbim astăzi, este o pacientă cu o fractură de șold care era internată în zona tampon și ar fi vrut să ajungă la toaletă. Deci asta a fost problema. Astfel de cazuri, când pacienții internați în spital s-au văzut nevoiți să sune la 112 pentru a primi ajutor, au mai existat la Mavromati, mai spune directorul instituției.